Sunt târgoviștani care au impresia că este suficient să traversă pătrecerea de pieton pentru a nu fi lovit de o mașină. Realitatea a demonstrat că în atenția pietonilor care nu se asigură corespunzător înainte de a trece strada, îi transformă în victimele evenimentelor rutiere. Mulți dintre ei se plâng că șoferii îi ignoră când sunt pătrecerile de pietoni, în timp ce conducătorii auto consideră că pietonii nu ar trebui să circule pe străzi fără să cunoască niște noțiuni minime de educație rutieră. Compartimentul de analiză și prevenire a criminalității Dâmbovița și polițiștii de la rutieră au desfășurat o campanie de sensibilizare pietonilor în municipiul Târgoviște pe Bulevardul Unirii. Sunt niște sfaturi preventive în rândul pietonilor. S-au întâmplat multe accidente la trecerile pietoni și e bine să le și respectați. Traversați întotdeauna pe unde trebuie sau vă mai grăbiți? Mai aruncați? Eu fiind șofer, traversez pe unde trebuie. Și șoferii au o problemă cu comportamentul pietonilor? Că da, cel puțin la noi în zonă, da. Sunt greșeli frecvente comise de pietoni? Zilnic. Ce vă deranjează cel mai tare la copiii? Nu se uită când vor să traverseze, sub nicio formă. Deci vorbesc ca șofer, în primul rând. Și oricând ei pot să fie spuși accident, pentru că nu se gândesc că mașina are frână, e fier, ăla poate să gândească aiurea, nu se uită în dreapta, în stânga, nu mai știu după ce. Țineți cont de sfaturile noastre. Nu, am coborât într-o mașină direct pe trotuar. Încercați să țineți cont de sfaturile noastre. Campanie stradală la nivelul municipiului pentru prevenirea accidentelor rutiere în rândul pietonilor. Sunt niște sfaturi preventive care e bine să le respectați de pentru a nu deveni victima normal. Era cât paci acum de două zile să mă omoare pătrecerea de pietoni. Și ați fost dumneavoastră atentă? Am fost foarte atentă, că altfel astăzi eram pe ultimul drum. Astăzi desfășurăm o campanie de prevenire a evenimentelor rutiere în rândul pietonilor. Principala cauza producerii evenimentelor rutiere o reprezintă abaterile comise de către pietoni prin traversarea neutilizată sau utilizarea necorespunzătoare a drumurilor public, fapt pentru care acordăm acest pliant în sensul de a sensibiliza pe cei care nu utilizează corespunzător drumul public să traverseze prin locurile marcate și semnalizate corespunzător. Și v-am oferit acest pliant cu niște sfaturi preventive care este bine să le și respectați. Utile, să fim atenți noi, că șoferii nu sunt atenți. Deci vă aveți permis de conducere sau sunteți? Că da, și n-am avut niciun eveniment neplăcut, niciodată. Pentru că trebuie să fie atenți și văd că foarte mulți șoferi nu urmează datoriile pe care trebuie să le învețe atunci când sunt la școală sau știu în parcurs, la circulație. Cele mai mari greșeli pe care le pot face pietonii sunt să traverseze neregulamentar și să meargă pe partea carosabilă. Unii târgovișteni fac exces de zel și traversează strada chiar dacă semaforul arată culoarea roșie. Oamenii legii le recomandă ca traversarea să fie făcută numai prin locurile special amenajate, pietonii să se asigure înainte de a pune piciorul pe stradă, iar părinții să-și instruiască copiii asupra comportamentului pe drumurile publice.